Ne facă trecere înaintea Lui, așa cum suntem, cu slăbiciunile noastre, cu problemele noastre, cu neputințele noastre. Dar știm că avem un Dumnezeu mare și acesta este Cel care lucrește în ceruri și aici pe pământ. Pentru că are putere și autoritate, pentru că El a creat tot universul acesta. De aceea merită toată slavă, toată gloria și Dumnezeu să fie binecuvântat în această zi. Fratele, de viața aceasta s-a citit un psalm frumos. Și spune psalmistul, în tine, Doamne, îmi caut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Și vedem cum vă spune, scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă. Pleacă urechea spre mine și ajută-mă. Frații mei, Domnul Iisus Hristos este acela care întotdeauna, El este acela care spune cuvântul lui Dumnezeu în Petru, că ochii Domnului privește pe cele prihăniți și urechile lui iau minte la rugăciunile noi. De aceea credem că acea dimineață ochii Domnului sunt peste noi, peste fiecare dintre noi. El este acela care cercetează fiecare inimă din locul acesta. El este acela care ochii Lui pătrunde acolo unde noi nu putem să privim. Noi ne vedem pe aici, până la cămașă, dar dincolo ceea ce este interior, cunoaște Dumnezeu. De ce? Pentru că El ne-a creat și ai Lui suntem. Amin? De aceea credem că Domnul că El este acela care cunoaște toate lucrurile. Dacă noi ca și oameni ne-am vedea ceea ce avem interior, câte lucruri a fi, nu? Atea am vorbit, atea am spune, dar Dumnezeu n-am gătit lucrurile acestea. Dumnezeu n-am gătit, de aceea noi ne vedem fetele noastre, pe unii vedem radin de bucurie, pe alții poate întristat, pe alții poate supărat, pe alții cu o altă formă. Dar dimineața aceasta Dumnezeu spune, bucură-te! Bucură-te că pentru că ți-a mai dat o zi de har, o zi de bucurie, o zi de veselie, ca tu să strici către Domnul, ca tu să-L chem pe Domnul și ca Domnul și ochii Domnului să fie peste tine acea dimineață. Și Dumnezeu este acela care ne face scăparea în acea dimineață. Într-o împrejurare, e vorba de scăpare pe care o face Domnul Iisus Hristos. Într-o împrejurare spune că Domnul Iisus Hristos s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după El. În momentele acelea s-a confruntat ucenicii cu ceva. A venit o furtună atât de mare și a început corabia să miște într-o parte într-alta. Și Domnul Iisus Hristos ce făcea? Dormea. Dar uitați-vă că în Matei, capitolul 8, versetul 26, spune, în 28 spune, ucenicii s-au apropiat de El, l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! Asta a fost strigarea lor, asta a fost rugăciunea lor. L-au chemat pe Domnul, scapă-ne că pierim! Adică, poate nu mai dormi, că vezi că furtuna e în toate părțile și tu dormi? Și Domnul s-a sculat. El a zis, de ce vă este frică? Puțin credincioșilor. Și spune că apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Frate mei, am dorit că în acea dimineață Dumnezeu să lase un adânc cu mintea noastră și mintea noastră liniștea aceea sufletească, de care are nevoie trupul nostru și sufletul nostru. Dar mai cu seamă, sufletul e nevoie de o liniște a minții și a Duhului nostru. Dacă vă mâncă în acea dimineață, Duhul lui Dumnezeu să cerceteze pe fiecare parte. Amin. Atât de aici până în sus, balcon. Dumnezeu să unească această rugăciune. Într-o rugăciune în care să fie făcută cu toată credința, cu toată inima, pentru cei care trec cu încercări, cu suferințe. Pentru că avem frate, nu știu, rogele noastre care au nevoie de rugăciunea noastră. Și vă dat în această rugăciune, în mod special, vă rog să aduceți o familie de la Cozorba. Să are o familie cu patru copii sau prin al Domnului. Vrem să ne rugăm pe Dumnezeu să lucrează și de dreptul nostru. Au nevoie de vindecarea sufletului.
Pentru că Dumnezeu este acela care are putere să vindece sufletul. Asta e cel mai important lucru. Și mă rog ca Dumnezeu așa dumneavoastră să aibă și biserica de aici, să credem cu adevărat că Dumnezeu din cer trăiește, că El răspunde rugăciunilor și că ochii Domnului sunt peste cei neprihăriți. Și urechile Lui au minte la rugăciunile noastre, fratele. Pentru că Dumnezeu este acela care primește din altul celor peste fiii pământului, fiii care locuiesc aici pe acest pământ. Și Domnul este acela care știe că fiii oamenilor au nevoie de ajutorul Dumnezeu, au nevoie de cercetare Dumnezeu, au nevoie de ridicare, de împărmătare, de încurajare, are nevoie poporul Domnului de o întărire. Și mai mult de atât, de o zidire sufletească. Facă Dumnezeu această dimineață, Dumnezeu să asculte rugăciunea. Tot la tânăr, amin, Dumnezeu, mai departe. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scap, căci Tu ești stânca și cetățuia mea. Amin. Cine este stânca ta și cetățuia mea? Domnul Iisus, nu-i așa? El este Cel care este o stâncă, El este Cel care este cetățuie, El este Cel care te scapă din orice încercare. De aceea când spune cu Domnul, când strigă în nenorocit, Domnul aude și scapă din câte? Din toate. Auziți? Din toate, nu din una, nici din două, nici din zece, ci din toate problemele care El se confruntă. Pentru că Domnul are autoritate și putere să facă această lucrare. Și am vrea în această dimineață Dumnezeu să citeze toate problemele din biserică, frate mie. Nu mai acelul care stai, și celul care sunt acasă, care sunt pe parte de suferință. Dumnezeu să cerceteze pe fiecare și Domnul să lase acolo cercetare lăuntrică, ca să înțeleagă fiecare că Dumnezeu a lăsat un timp de har pe fiecare, atât în suferință, în neputință, cât și în sănătate, să ne bucurăm de prezența Lui Dumnezeu, să ne bucurăm de dragostea Lui Dumnezeu, să ne bucurăm că El și ochii Domnului sunt peste fiecare dintre noi și că Dumnezeu nu la voia întâmplare a lăsat această suferință peste noi. Pentru că spune Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, întrădiți, căci Eu am biruit lumea și voi sunteți mai mult decât biruitori, prin cine? Prin Iisus Hristos. Mai departe spunea Apostolul Pavel că și părintele acum nu sunt vreți să fie puse alături de slavă viitoare care are să arată că în ziua cea mare, când Domnul Iisus Hristos va veni pe norul cerului cu mare slavă și cu mare putere și atunci vom uita de chin, de amar, de durere, orice rac, când Dumnezeu ne va șterge atunci pe Dumnezeu și ne vom bucura pe totdeauna. Dar până ai întors, fratele mei, chiar dacă suferințele mai apasă viața noastră, chiar dacă suferințele ne mai încoșoară toate părțile, noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea puterea să trecem prin acesta și să ieșim biruitor până va veni El. Domnul va face lucrul acesta. De aceea am vrea să ne rugăm, Domnule, pentru cei care trec prin ce greu, prin suferință. Pentru că știm că avem frați și surori, avem cauze și de multe ori se va fi și așa aici, în Franțul pentru care ne rugăm. Dar aveam în această viață de o zi deosebită. O zi în care să nu mai gândesc la mine și să mă gândesc pentru cel de lângă mine. Și în scopul acesta Dumnezeu va lucra, frate mei. În scopul acesta Dumnezeu ne va cercita inima și va lucra în mod deosebit. Uitați-vă că Domnul Iisus pe acursul lui, pe clătorele, care este nu s-a confruntat cu probleme, ba da, dar a fost aproape de cel căzut, a fost aproape de cel care avea nevoie de atingerea lui. Așa cum orbul Bartimeu, măcar că nu vedea, da, a auzit că trece Iisus și a început să strige, Iisus pe tine lui David, ai milă de mine. A stat Domnul nepăsător, cu toate că îl certau, nu se tacă, dar Domnul n-a stat nepăsător, pentru că din nou a strigat, Iisus pe tine lui David, ai milă de mine. Te întrebi în această dimineață, ai nevoie de ajutorul Domnului? Amin. Nu trebuie să fie rușine nici de stânga, nici de dreapta. Din inimă strigă, nu să strigi cu gura mare, din inimă strigă la Iisus. Și Iisus din cer este acela care va asculta rugăciunea. Este cel care se va apropia de tine, de starea ta, de viața ta, de problemele tale, cu tot ceea ce te confrunți. Dumnezeu în acea dimineață să facă o eliberare sfântă și să ne dea putere, să ne ridicare, să mergem înainte prin credință. Și Domnul să facă lucrul acesta. Haideți să recăptu.